La mine merge, Dan. Să-mi spui cu ce te-a ajutat întâlnirea cu doamna Eli. În primul rând am reușit să cunosc și am avut plăcerea să cunosc în cadrul proiectului Made Yourself sau Discover Yourself, care a avut mai multe ediții. Am fost împreună cu clasa mea, într-o oră de dirigenție și am simțit-o foarte aproape de tineri. Am simțit-o că dorește să ne ajute să ne descoperim drumul în viață, să ne alegem ceea ce ni se potrivește. Și de aceea nu am ezitat să îi cer ajutorul pentru proiectul Teatru Mundi. Este un festival care este la 11-a ediție și am întrebat-o dacă ne poate ajuta cu două premii sau cu ce considera. Și bineînțeles că a răspuns afirmativ. Ce ai învățat de la ea ca om, în primul rând? Am învățat că meseria de a fi femeie trebuie, nu știu, să ți-o îndeplinești cu o anumită plăcere, să fii mândru că ești femeie. Ca și profesionist, ai învățat ceva? Da, să îmi doresc să fac totul la perfecțiune, să orice fac să fie cât mai aproape, să fie perfect, să fie fără greșeală. Și acum, întrebarea mea preferată, s-a schimbat ceva în felul în care vezi lumea din jur, în care vezi oamenii din jurul tău după ce ai participat la cursurile cu doamna Eli, după ce ai învățat ceva de la ea? Da. La fel cum doamna Eli gândește o rochie sau în viziunea dumneaei o rochie ia naștere, prinde contur, așa trebuie să ne gândim și noi, să ne gândim de două ori dacă ceea ce facem nu mai trebuie să corectăm sau dacă totul e perfect, dacă nu mai trebuie să-i găsim orice mică greșeală. Cum vezi tu oamenii din jur altfel după ce te-ai întâlnit cu doamna Eli? Îi studiezi mai mult, le vezi defecte și poate. Poate reușesc să îi privesc și să înțeleg și prin felul lor de a merge în primul rând, pentru că aici am învățat să mergem frumos, să avem o postură frumoasă și cred că am învățat, nu știu, să îi citesc și după gesturi și după mers, cum am spus. Crezi că oamenii din viața publică, oamenii celebri, ar trebui să se implice mai mult în viața tinerilor, să facă ceea ce face doamna Eli? Da, pentru că noi ajungem să terminăm o facultate, să terminăm un liceu de prestigiu, dar dacă nu avem pe cineva care să ne îndrume, alături de care să putem să ne creăm o cât de mică experiență, cât de mică perioadă de să ne instruim, nu putem să ajungem unde ne dorim, să putem să avem o meserie pe care ne dorim. Și întrebarea finală, ce ai schimbat la generația ta? Nu știu, cred că munca. Ar fi nevoie să fie mai multă muncă. Nu știu, din păcate am colegi care tind să... Exact, și să... Totul se dobândește prin muncă. Dacă ai, nu știu, ori un vis cât de mic, să ajungi sau să ajungi în vârful unei piramide, trebuie să muncești. Trebuie să urci. Și să urci nu e un efort foarte ușor. Și crezi că asta lipsește generației tale? Da. Perseverența. Da, mai ales, nu știu, probabil că tehnologia s-a dezvoltat și orice, acum orice poate fi înlocuit. Și fără muncă. Ok, mulțumim, să-ți spun numele tău, te rog. Iasmina Lascu. Așa, mersi. Super.